Descoperirea vaccinării ne-a oferit, pentru prima dată în istorie, o modalitate prin care să ripostăm în fața bolilor. Este de dreptul paradoxal că tocmai o astfel de descoperire, o astfel de invenție crucială pentru dezvoltarea umanității, a ajuns astăzi să fie pusă sub semnul întrebării. Fiind o metodă atât de eficace, practic oamenii văd că în jurul lor bolile dispar. Și nu se mai simt amenințați. Printr-o combinație de incompetență, sărăcie și cu mâna de ajutor dată de pseudoștiință, vaccinurile au început să fie privite drept ceva superflu, chiar periculos. Cartea pe care am scris-o este un fel de carte cu povești. Sunt povești reale, sunt povești pentru adulți povești despre oameni de știință, despre medici în luptă cu bolile și despre vaccinuri bazate pe știință. Am avut nevoie de trei ani pentru a termina cartea, inclusiv datorită faptului că documentarea a durat foarte mult. Am insistat să referențiez afirmațiile pe care le-am făcut în carte, tocmai pentru a permite cititorului o verificare independentă.